întâmplat? Nu știu, domnule, eu am fost la nașă, nu știu nimic. Eu ce să vă spun dumneavoastră, că dacă am fost la nașă, n-am știut nimic. Până când la ora, acum la ora 3, 3 jumate, 2 jumate, cât au fost ceasul, ce să vă spun dumneavoastră? Ce s-a întâmplat? Păi, ce s-a întâmplat? Dacă n-am venit acasă, copilul era mort. S-a dumneavoastră copilul? Nu, nu. Eu l-au nu râde mie. Păi și cum s-a întâmplat? Că nu am venit, m-a dus, păi, tată, și e mort copilul. Păi cum s-a murit? Păi, el e vinovat, că el s-a dus copilul. Eu... O, mamă s-a plecat, i-a luat, s-a dus, s-a venit băietul lui din pușcărie, s-a dus și ne-a luat fata de la Mărășești, nepoata ne-a luat-o. Și el s-a dus și ne-a luat-o cu pușcăria și lui când a venit. Și-a bătut-o aici și nu mai poate și copilul, a bătut-o ca să vadă cu cine l-a făcut. Că are unul. E bunica? Nu, sunt bunica, e fietii. Bunica mamei copilului? Da. Da, 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 da. Nu, bunic. Aici așa, cum mă cheam din toată Rodica. Mama copilului cum mă cheam? Ea e dochița Atena. Pe mama copilului ăsta care a murit aici de foame și de fric și de toate, mizeria asta aici a murit. Ei au putut să trăiască, dar un copil nu a putut. De ce nu i-a lăsat când a venit primarul aici așa și cu ăsta să iei la asta să-i iei? Că mai am încă trei din col. Nu știm că n-am intrat odată în casă, nu l-am văzut de când l-a făcut nepoata mea, nu l-am văzut odată, nu l-am văzut. Pe copilul ăsta nu l-am văzut. Mama fetei ăștia a plecat în Anglia sau în Spania unii și-a lăsat 4-5 copii la Mărășești, vai de capul lor. Câinile bătrâni. Era înghețat și cu buzul în cășca. Și cum știu că i-a mâncat buzele câinele? Că o găsă câinile acolo. Îl mânca? Cred că. L-a lăsat să mânci ca să nu vadă de când e mort. Zic că l-a mușcat câinile. Oamenii ăștia au școală, școala vieții o învață. Oamenii ăștia învață școala vieții o învață. Nu mânca, păi eu nu mai mânca de câinile. O muri de frig în casă. Cu care i-a lăsat. Ia curul să-l sugă. Puța, e casca gulță, și de puța să o sugă. Cine? Eu de tatu, băi, cu tatu, cum nu-i tatu, de-al doilea, tatu de-al doilea. Și când de curul să-l sugă copilul când plângea de foame. Auzi, dacă nu-ți veniți să mor, domnul. Pune fata asta, fata da, asta. Da, era înghețat acolo, a făcut baie. Eu făcut la copil baie, că când l-am găsat cu televiziunea murdară, dar dracu, da, el era înghețat, nu mai era. Da, da. Mort, mort era, da. Și mușca la buză. Că am întrebat-o dacă e mușca la gură de cârni și are sânge, că l-am făcut baie. Făcut baie.
Sunt suficiente elemente care să ne putem da seama dacă este vorba de un accident sau de o faptă mai gravă. Urmează să stabilim în funcție de concluziile raportului de constatare medico-legală și în funcție de ce declarații putem să obținem de la membrii familiei. Ce s-a întâmplat? Tu ești Adă? Da, trei dintre ei, cei care au fost acasă. Adă, ce s-a întâmplat acolo? Poți să ne spui? Nu pot să vorbesc acum. Poftim? Nu pot să vorbesc acum. Dar ce-a pățit copilul? Ce s-a întâmplat cu el? Lumea zice că l-a mușcat câinele, e adevărat? Atena, poți să ne spui? Am căzut cu el jos. Poftim, l-ai găsit? Am căzut cu el jos. Ai căzut cu el jos? Da. Atunci de ce a omorât câinele? Atena, e adevărat că l-a bătaie copilul de la tatăl lui? Nu, n-a luat niciodată bătaie. Dar de ce nu-i dădeai de mâncare? I-am dat de mâncare, i-am dat. Păi de ce era așa de slab? De ce nu-i dat de mâncare? I-am dat. Și tatălui unde este? Nu-l recunoaște. Unde este tatălui? Nu-l recunoaște. Dar unde este el acum? Păi nu știu. Unde pasă? A rămas acasă? Copilul celălalt, ce faci cu el? Hai în mașină. Atena, ce faci cu celălalt copil? Ăla-i mare. Cât de mare? 2 ani și 6 luni. Tatăl copilului mort, unde este? La Lantuie sunt tatălui. Ești da, Năstase Dumitru, la ăla mic, la ăla mai mare. Mort. Ala mare. Ala mare.